fără de Dumnezeu. Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Acum să-ți dea El mântuirea Lui. Meditează la viața ta, astăzi tu, omule. Eul tău frânge ție, omule, pocăiește-te. Că nu-i timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Vin la Iisus acum să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea în sus. După moarte va fi prea târziu și vei repeta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei reprinta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, mă numesc Cristian Boariu, slujesc ca presbiter în Biserica Pentecostală din Deva și pentru mine este o onoare astăzi să stau împreună cu dumneavoastră în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și să împărtășim câteva din gândurile care să ne însoțească în noul an în care am intrat, în anul 2016. Desigur, sărbătorile vin și pleacă, oamenii rămân cu unii cu datorii, unii dintre români s-au împrumutat, poate să aibă o masă mai bogată, alții rămân cu facturi mai mari la electricitate, la Enel. Alții rămân cu o curățenie care trebuie să o facă în următoarele săptămâni, mai accentuată după prea multele poate vizite primite din partea prietenilor. Însă, dragii mei, cel mai important este să rămânem cu Iisus Hristos în inimile noastre. Nu putem spune că ne-am întâlnit sau că am sărbătorit pe cineva dacă sărbătoritul nu ne-a marcat într-un fel sau în altul. De aceea gândurile pe care vreau să le aduc astăzi le-am pus sub un titlu numit Oameni noi într-un an nou. Am observat ceva foarte ciudat în România, așa nume că
Românul în sine așteaptă mereu de la noul an ceva interesant. De bună oară așteptăm de la guvern mărirea alocațiilor, mărirea pensiilor, așteptăm poate de la vecinii noștri să fie mai apropiați de noi, mereu așteptăm de la unul și de la altul câte ceva. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, cele mai mari așteptări pe care le am sunt de la Dumnezeu. Noi de multe ori vrem să schimbăm pe cei de lângă noi, de multe ori vrem să schimbăm într-un fel sau în altul pe omul cu care avem de-a face. Dar vreau să vă spun că cea mai mare schimbare care putem face este schimbarea în noi. Spunea cineva atât de frumos, schimbarea în bine începe cu tine și cu mine. Haideți să privim în Ezechiel, capitolul 36. Cuvântul Domnului spune atât de frumos aici, la versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri? Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Dragii mei, dacă am fost cu luarea minte la cuvântul lui Dumnezeu, observăm că niciodată o schimbare în bine nu poate exista dacă nu există un factor exterior care să producă această schimbare. Și factorul despre care vreau să vorbesc astăzi este Dumnezeu. Noi am vrea să rămânem după ce trec sărbătorile nu doar cu amintirea unei iesle, nu. Nu doar cu amintirea unei mese încărcate, nu. Eu aș vrea să rămân și să rămânem cu gândul acesta că Dumnezeu este Cel care privește spre noi în fiecare zi. Și atât de frumos spune cuvântul acesta că Dumnezeu vrea să facă ceva cu noi și în noi. Dacă veți privi foarte atent versetele care le-am citit, veți observa faptul că Dumnezeu este interesat mai mult de caracterul meu decât de confortul meu. Dumnezeu e interesat mai mult de calitatea vieții mele decât de lungimea vieții mele. În primul rând, dragii mei, uitându-mă la acest text, am înțeles că oameni noi într-un an nou înseamnă oameni cu o inimă nouă. Oameni cu o inimă nouă. Spune aici versetul 26, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Dacă observați în accidentele care au loc de-a lungul anului în România, sunt accidente care îi duc pe cei care sunt în anumite probleme într-o moarte cerebrală. Și cei de la spital sună familia și cer acordul ca să se realizeze un anumit transplant de ficat, de măduvă, de rinichi, spunându-le familiei că nu mai există nicio șansă ca omul acela să revină din moartea aceea cerebrală. Vreau să vă spun că ultimul lucru pe care familia ar fi de acord să-l dea din trupul pacientului este inima. Pentru că, dragii mei, în momentul când noi donăm un rinichi, noi putem trăi și cu un rinichi. Am întâlnit oameni care și-au donat o parte din ficat sau o extracție din măduvă. Dar vreau să vă spun că atunci când omul își dă inima, în mod fizic vorbind, el intră în moarte totală, irecuperabilă, irreversibilă. Cu Dumnezeu vreau să vă spun că este exact invers. În momentul când noi ne dăm inima lui Dumnezeu, de fapt atunci începem să înviem. În Proverbe, înțeleptul Solomon, unul dintre cei mai înțelepți oameni care au existat pe planeta Pământ, spune atât de frumos, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în legile mele. De multe ori avem eșecuri în viață pentru că îi dăm lui Dumnezeu o mână, un rinic, un picior. Și cu celălalt picior facem și mergem unde vrem noi. Îi dăm lui Dumnezeu o mână și cu cealaltă strângem bine de lucrurile lumii. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la ce fel de inimă poate Dumnezeu să ne dea dacă noi îi dăm inima noastră. Noi îi dăm o inimă păcătoasă. Noi îi dăm o inimă plină poate de neiertare. Spune în Isaia 58 că inima mea poate arăta ca și închisoarea din jilavă sau din gherlă. Inima mea poate conține prizonieri. Inima mea poate conține oameni pe care să nu-i iert. Inima mea poate conține un beci rece și niște lanțuri reci. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne schimbe astăzi inima și prima inimă de care vreau să amintesc astăzi este faptul că Dumnezeu vrea să ne dea o inimă întreagă. În 1 Samuel capitolul 7 cu versetul 3, Samuel spune așa: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul
Scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i. Nu spune slujiți-i și lui. Spune slujiți-i numai lui și el vă va izbăvi din mâna filistenilor. Problema noastră, stimați telespectatori, este că de multe ori îi dăm lui Dumnezeu, din cele patru încăperi care le avem în mod fizic, îi dăm lui Dumnezeu una. Sau două. Sau chiar trei. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că diavolul este mulțumit dacă îi dau din inima mea 5%. Dar am înțeles, dragii mei, din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu este mulțumit dacă îi dau lui 95%. Dumnezeu ar vrea să-i dăm toată inima noastră, pentru că spunea cineva atât de frumos, măsura dragostei tale este măsura sacrificiilor tale. Soția mea n-ar fi bucuroasă dacă ar ști că eu aduc bani în casă, dar timpul mi-l petrec cu altcineva. Nu. Soția mea are nevoie mai întâi de timpul meu, are nevoie mai întâi ca să vorbesc, să comunic cu ea și apoi celelalte lucruri, bineînțeles banii, confortul, mai puțin sau mai mult, nu vor conta într-o mare măsură. Dar relația mea, dacă este o inimă întreagă dată pentru familia mea, familia mea va răzbi și va trece prin orice fel de probleme și de orice fel de furtuni. Dragii mei, ne-am obișnuit de multe ori să-i dăm lui Dumnezeu puțin din inima noastră. Dumnezeu vrea să ne dea o inimă întreagă și ne cere să-i dăm o inimă întreagă. Apoi, înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vrea să-mi dea o inimă pricepută. În 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 12, spune aici atât de frumos: voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Dumnezeu îi spune împăratului Solomon: tu ai cerut o inimă înțeleaptă și pricepută și îți voi da o astfel de inimă. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. În 2016, fiecare decizie pe care o vei lua va influența tot parcursul vieții tale. Decizii nesemnificative pe care eu le iau astăzi vor influența mărturia vieții de mâine. Dacă veți vizita pe un muribund pe patul de spital, la reanimare, veți observa că dacă îl întrebați despre viața lui, el va sări poate peste anumite perioade din viață, peste un an, peste doi, peste trei luni, pentru că sunt, dragii mei, anumite părți din viața mea pe care nu le povestesc cu satisfacție. Pentru că la un moment dat am luat decizii în viața mea care m-au făcut să am anumite eșecuri. Și spunea cineva: de multe ori facem calculele fără Dumnezeu în viață și ne mirăm când ne dă cu virgulă. Oameni buni, aș dori din toată inima, stimați telespectatori, să puteți lua decizii înțelepte în 2016. Și pentru asta avem nevoie de o inimă înțeleaptă, de o minte înțeleaptă. Și singurul care poate să ne dea înțelepciunea, și vă rog să nu confundați cu inteligența, că pot să am 3 doctorate și decizia care o iau în fiecare zi să fie o decizie spre păcat, o decizie spre fapte rele, o decizie care să mă ducă spre iad și nu spre rai. Apoi, o altă inimă care ar fi extraordinar de frumos să avem în 2016 este o inimă curată. În Matei, capitolul 5, cu versetul 8, spune așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, dacă veți pleca de acasă pentru un anumit timp, o lună, o două sau trei, sau chiar dacă stați acasă, veți observa că nu trebuie să faceți absolut nimic ca să se pună praful pe mobila dumneavoastră sau pe biroul dumneavoastră. Veți observa că pentru a fi mizerie în casă e suficient să stai cu mâinile în sân, picior peste picior, și să nu faci nimic. Și mizeria se va aduna de la sine. Dar dacă vrem să fie curat în casă, trebuie să mai punem din când în când mâna pe aspirator, nu? Pe mopul cu care trebuie să ștergem pe jos. Dragii mei, exact la fel este și cu relația noastră cu Dumnezeu și cu viața noastră de pe acest pământ. Ca să ai ură în inimă, ca să ai în inimă vicleșug, ca să ai în inimă invidie, ca să ai în inimă nemulțumire, e suficient să nu faci nimic, e suficient să nu iei în mână cuvântul lui Dumnezeu, care este apa vieții și care îți poate transforma și care îți poate spăla inima. Mi-aduc aminte de o bătrânică. În fiecare dimineață, deși avea undeva peste 70 de ani, deschidea cuvântul lui Dumnezeu, își punea ochelarii și cu o anumită dorință specială se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Și fata aia, nepoata fetei ei, spunea: bunico, eu nu te înțeleg. De ce la vârsta dumitale înaintată mai pui în mâna pe Biblie, când atâția preferă horoscopul, când atâția preferă fel și fel de filme imorale?
Atâția preferă să-și piardă timpul cu fel și fel de lucruri, pentru că spunea Nicolae Iorga într-o paranteză, în viață pierdem ani și la moarte cer și în clipe. Bunico, tu de ce mai pui mâna pe Biblie? Că oricum nu mai reții ce scrie acolo. Oricum nu mai reții ce... versetele care le citești. Și bunica i-a zis, vină te rog cu mine până în curte. A luat o coșară cu care ducea fânul la vaci, cu care ducea porumbul și alte lucruri. O coșară foarte murdară. Și a mers și a pus-o sub robinetul din curte. A dat drumul la robinet și apa a început să curgă peste acea coșară. Și încerca să țină apa în coșară și nepoata ei a început să râdă spunând, bunico, se vede că ai probleme. Cum încerci să ții în coșara de nuiele apa? Apa curge printre nuiele și nu rămâne nimic. Și bunica a zis, bine ai remarcat nepoata mea. Vreau să-ți spun însă ceva foarte important. Chiar dacă coșara aceasta nu reține apa, uită-te să vezi că ea nu mai are praf pe ea. Ea a fost curățită de această apă. Eu am o vârstă înaintată, spunea bunica, eu nu mai rețin ce citesc, dar în fiecare zi rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, îmi spală inima și o transformă într-o inimă curată. Dragii mei, oamenii fac fel și fel de lucruri ca să-L îmbunătățească și să-L îmbuneze pe Dumnezeu, într-un fel sau în altul. Vreau să vă spun, cei care îl vor vedea pe Dumnezeu sunt oamenii sinceri. Sinceri în relația cu semenii, sinceri în relația cu ei înșiși și sinceri în relația cu Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Vă doresc în 2016 să fiți oameni noi cu o inimă nouă. În al doilea rând, dragii mei, vă doresc în 2016 să fiți oameni noi cu o haină nouă. Și vei spune, frate Cristi, îmi place că accentuez pentru că recent am fost la mall și mi-am cumpărat haine noi. Nu la asta mă refer. Nu mă refer la Canvelo. Nu mă refer la niște blugi, nu mă refer la un costum nou. Nu, pentru că astea vor trece. Nu. Eu mă refer la hainele pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le recomandă. Și am o tristețe foarte mare în inima mea. Faptul că ele sunt gratuite și totuși atât de puțin purtate. În primul rând, dragii mei, vă amintesc din Isaia, capitolul 61 cu versetul 10. O haină extraordinară care Dumnezeu ar vrea să o purtăm. Spune aici așa. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. De ce? Ai primit cumva ceva parchet nou? De ce te bucuri? Că oamenii se bucură foarte mult de buzunarul lui Dumnezeu, nu-i așa? Uitați-vă ce bucuros sunt oamenii când primești ceva de la Dumnezeu. Mă bucur, spune aici Isaia, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Bucuria unui creștin adevărat, indiferent de confesiunea care o are, nu stă ceea ce are pe masă, în frigider, sau în cuptor de microunde, sau în cămară, sau în cont. Bucuria adevărată a unui creștin, dragii mei, stă în ceea ce are în inimă. Pentru că, dragii mei, pot să am toată lumea asta, dacă eu în inimă am ură, dacă eu în inimă am anumite probleme, dacă inima mea este plină de păcat, cu ce mă ajută? Dar spunea Habacuc în capitolul 3 cu versetul 17, într-o zi când am ajuns acasă, spunea Habacuc, m-am uitat în frigider și nu mai era nimic. M-am uitat în cont și actualizez pentru vremea noastră și nu mai era nimic. Alocația nu mai venit la copii de luni de zile. Sau dacă a venit, tot așa puțin a rămas, ca în România. Mică, cu neajunsuri. O spus Habacuc, m-am uitat în graj, am avut animale și nu le mai am. M-am uitat pe câmp, orz, grâu, am semănat și nu mai există. Dragii mei, m-aș fi așteptat ca Habacuc să spună, sunt tare necăjit, pentru că nu mai am lucrurile materiale. Dragii mei, vreau să vă spun că Habacuc era foarte bucuros. Spune Habacuc, chiar dacă vor lipsi toate lucrurile materiale, eu tot mă voi bucura în Domnul, Dumnezeul mântuirii mele. Nu știu dacă ați remarcat, mă voi bucura în Domnul, Dumnezeul, nu spune Dumnezeul alocației mele, nu spune Dumnezeul ajutorului meu de șomaj, spune Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, telespectatori, aveți cumva acea siguranță mântuirii? Aveți acea siguranță că dacă la noapte voi pleca de aici, eu voi ajunge în cer cu Dumnezeu? Aveți siguranța aceea că numele dumneavoastră este scris în cartea vieții? Haideți să ne facem o verificare fiecare și să spunem, Doamne, îmbracă-mă cu hainele mântuirii. O a doua haină pe care Biblia ne recomandă, dragii mei, se află scrisă în Eclesiast, capitolul 9, cu versetul 8.
Și cuvântul Domnului spune astfel: hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu ți-l lipsească de pe cap. E riscant să porți alb în România astăzi. Mai ales pe vreme ploioasă, dacă mergi îmbrăcat în alb în oraș și trece o mașină pe lângă tine, te stropește. Nu? Preferăm de multe ori haine cu culori mai închise, pentru că nu se văd așa de ușor petele. Haideți să recunoaștem, nu e așa, că și spiritual este la fel. Dragii mei, vreau să vă spun că în Apocalipsa, capitolul, la un anumit capitol, apostolul iubirii, apostolul Ioan, vede o mare mulțime. O mulțime îmbrăcată în haine albe. Aici se poartă gri, aici se poartă negru. Oamenii, într-un fel sau în altul, știți ce vor? Vor să trăiască aici pe pământ, în păcat, dar vor într-o zi să ajungă în rai. Nu se poate, dragii mei, asta. Nu. Noi trebuie să trăim sfinți aici pe pământ, să trăim în sfințenie, să ne ferim de orice se pare rău, spune apostolul. Și într-o zi, dacă vom purta haine aici, albe, vom fi și noi în mulțimea aceea pe care o vede apostolul Ioan, în mulțimea îmbrăcată în haine de un alb imaculat. O altă haină pe care ar trebui să o purtăm sunt hainele de insubțire. Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 8. Haina de insubțire reprezintă faptele creștinilor. Și aici vreau să vă spun ceva foarte important. Dragii mei, noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Un vagabond de sub poduri, indiferent ce fapte ar face, el nu poate să îl lămurească sau să îl înduplece pe președintele României să-l înfieze. Nu. Președintele României va înfia pe cineva sau va acorda cuiva anumite clemențe dacă președintele va avea milă de acel om. Și presupunem că președintele a salvat pe un copil, da? Ce credeți că se va întâmpla? Copilul va fi tot cu punga de aur alac la gură? Copilul va fi tot cu zdrențele acelea cu care a umblat sub poduri? Va căuta la fel prin containere? Nu. În niciun caz. Dragii mei, copilul acela nu a făcut fapte extraordinare ca să fie înfiat, dar va face fapte extraordinare pentru că a fost înfiat. Noi nu putem face fapte bune, indiferent ce am face, ca să fim mântuiți. Câte vreme nu rezolvăm problema păcatului din viața noastră, câte vreme nu acceptăm înfierea Domnului Iisus, câte vreme nu acceptăm iertarea, spune Biblia că faptele noastre sunt ca o haină mânjită, o haină murdară. Dar dacă am fost înfiați, eu nu mă aștept de la copilul acela pe care președintele a înfiat să umble ca și mai înainte, nu. Eu mă aștept ca acel copil să umble curat, să aibă profesori eminenți care să-l mediteze, să aibă anumite gusturi, să aibă anumite îmbrăcăminte și să facă cinste celui care l-a înfiat. Vă doresc în 2016 să umblați îmbrăcați în haine de insubțire și faptele dumneavoastră, cum spunea apostolul Iacov, credința fără fapte este moartă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, și cei de la reanimare sunt în viață, dar nu pot căra un sac de ciment. Spune cuvântul Domnului: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, dă-ne viața Ta și în așa fel să se vadă viața Ta în noi, încât credința noastră să fie însuțită de fapte care să ateste faptul că am fost mântuiți. În ultimul rând, o altă haină pe care ar trebui să o purtăm în 2016, spune în Coloseni 3 cu versetul 14, să ne îmbrăcăm cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Dragii mei, cred că ar fi bine să luăm această haină a dragostei. Dacă oamenii de lângă noi au ceva nevoie, au nevoie de iubire. Uitați-vă lângă noi, sunt oameni bogați uneori. Bogați în bani. Sau cum spunea cineva, unii oameni sunt așa de sărace încât doar bani au. Dar poți să ai o casă frumoasă, poți să ai bani, poți să ai mașini. Există un colț în inima noastră care nu e împlinit. Oamenii au nevoie de înțelegere, oamenii au nevoie de iubire, oamenii au nevoie de un cuvânt frumos, rostit de tine și de mine. Dragii mei, haideți să îmbrăcăm această haină a dragostei. Toate aceste haine care vi le-am spus astăzi, vreau să vă spun că sunt în stoc nelimitat și pe orice mărime. Indiferent că porți XS, indiferent că porți L, M, hainele acestea sunt pe orice mărime.
În al treilea rând, dacă vreți să fim oameni noi într-un an nou, ar fi extraordinar să fim oameni cu o familie nouă. O să spui, frate Cristi, bine mi-ai spus că nu mă înțeleg cu soția și numai bine mi-ai spus că o să divorțez și o să-mi fac o familie nouă. Nu la asta mă refer. Apropo de divorț, un lucru atât de sensibil în ziua de astăzi. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, căsătoria nu este un contract, căsătoria este un legământ. Când am fost în fața ofițerului de la starea civilă și în fața preotului sau în fața păstorului, eu nu i-am spus soției mele, dragă, dacă îmi calci hainele, te iubesc. Nu. Eu n-am spus, dragă, dacă aduc bani în casă, așa e cum să faci de mâncare? Nu, în niciun caz. Eu nu am spus, dragă, dacă o să fii sănătoasă și o să rămâi fără riduri, eu o să te iubesc mai departe. În niciun caz. Nu. Eu am spus așa și dumneavoastră a spus la fel. Indiferent că vor fi zile bune sau zile rele, eu voi continua să te iubesc. Mi-amintesc de cineva care lucra în guvern, într-o altă țară, într-o țară subdezvoltată. Și la un moment dat soția lui s-a îmbolnăvit. A contractat acea boală atât de groaznică, numită Alzheimer. Omul acesta, la câteva zile după ce soția lui s-a îmbolnăvit și a dat demisia din guvern, și cineva l-a întrebat și a spus, domnule, cum poți să calci peste cariera ta? Cum poți să calci peste tot parcursul și urcușul tău, atâtea diplome, atâtea medalii, atât de bine văzut în societate, să mergi să stai cu soția ta, dar nu poți să te angajezi o femeie acolo, o asistentă? Unul acesta s-a uitat în ochii celui care l-acuza și care cerea socoteală și a spus, domnule, eu i-am spus soției mele că o să fiu lângă ea și la bine și la rău. Până acum a fost bine. Acum începe greul. Și eu vreau să fiu alături. La fel cum i-am promis în ziua nunții. Pentru că până la urmă, atunci când murim, dragii mei, când ne apropiem de final, nimeni nu regretă că nu mai petrecut o zi în plus la birou, nu-i așa? Ați observat pe la reanimare oameni sau oameni care atunci când vine smurdul la descarcerare și care mai trăiesc să zică ce păcat că n-am 1000 de euro în plus? N-am observat asta, să știți. Observa cumva oameni care să zică, ce păcat, dacă făceam și doctoratul la o universitate din Anglia, ce bine era, nu? Nu. Dumnezeu așa ne-a construit, dragii mei, încât atunci când ne apropiem de final, vreau să vă spun, dacă sentimental noi nu suntem împliniți, regretele noastre se concentrează toate în acest domeniu. Dacă în mod familial noi nu suntem împliniți, vreau să vă spun, noi nu ne putem bucura nici măcar de un sandwich, nici măcar de un salam de Sibiu, nici măcar de o brânză topită, nu ne putem bucura, să știți. Pentru că noi suntem construiți din duh, suflet și fizic, firea pământească, trupul. Dragii mei, dacă duhul și sufletul nostru nu sunt într-o relație bună cu cei care sunt lângă noi, cu semenii noștri și cu Dumnezeul care l-a creat, vreau să vă spun, noi nu suntem împliniți. Aș vrea în 2016 să te gândești, stimate telespectator, la un singur lucru care, dacă l-ai face, ai aduce ceva nou în familia ta. De exemplu, dacă aș petrece mai mult timp cu familia mea. Spuneam aseară la o evanghelizare într-o biserică, 8 ore pe zi noi adunăm combustibil pentru foc și oamenii s-au uitat la mine ciudat. Frate Cristi, cum poți să spui că 8 ore pe zi adunăm combustibil pentru foc? Dragii mei, 8 ore din 24 dormim, alte 8 ore muncim și ne mai rămân 8 ore. Familie, curățenie prin casă, timp pentru Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, pământul cu tot ce este pe el va arde. Va arde. Într-o zi, lambriurile tale, Grecia din Italia, fotolul din Dedeman care l-ai prins la ofertă și pentru care te-ai stresat așa de mult, mai mult decât te-ai stresat ca să ajungi la biserică, nu? Ca să citești Biblia. Într-o zi toate aceste lucruri vor arde. Și cu cât casa va fi mai mare,
cu cât ceea ce am strâns va fi mai mult, cu atât va arde mai mult, nu? Există ceva ce nu arde. Sufletul nostru, copiii noștri, soțul și soția, sufletele noastre, căminul nostru rămân pentru veșnicie. Dragii mei, la un moment dat am avut ocazia să merg într-o familie. Soțul acestei familii 10 ani de zile a făcut naveta la Arad pentru că avea anumite probleme și trebuia să facă dializă. Luni, miercuri și vineri. Pentru că 10 ani de zile omul acesta a fost bolnav, el n-a putut să muncească foarte mult. Și familia lui au trăit într-o sărăcie cruntă. După 10 ani de zile, el a murit și a rămas în spate o femeie cu 5 copii. 5 sau 6 copii, nu mi-amintesc exact. După moartea acestui om, am vizitat această familie și cineva mi-a dat ceva bani să le cumpăr câte ceva. M-am dus la ei cu 2 plase pline. Dar mă gândeam pe drum și probabil că dacă erați în locul meu, v-ați fi gândit și dumneavoastră. Cum să stau mai puțin într-o casă în care plouă, nu? În casă doar ploua, mirosea a egrasie, mirosea a mizerie. O mizerie nu adunată din cauza că nu făceau curat, ci din cauza că aveau pământ pe jos. Dragii mei, nouă ne place să stăm confortabile în casele mai confortabile, nu? Și mă gândeam, voi lăsa pachetele la ușă și voi pleca. Dumnezeu avea să-mi dea o lecție extraordinară în ziua aceea. O lecție care m-a marcat foarte mult. Am intrat în bucătărie. Am văzut că nu era nimeni în bucătărie, nu era nimeni în hol, nu era nimeni în curte. Și când am vrut să intru în cameră, m-am uitat să văd unde sunt cei din familie. Femeia aceasta împreună cu copiii, la și ei, care stăteau pe pat, murdari pe genunchi. Știți de ce erau murdari pe genunchi? Pentru că au stat pe genunchi. Și femeia aceasta era cu Biblia în mână, cu Cuvântul lui Dumnezeu în mână. Nu a avut bani să-și ia o Biblie întreagă, avea doar Noul Testament și cu psalmii. Citeau un psalm, se rugau și cântau lui Dumnezeu. Am intrat timid înăuntru și sora mi-a spus, femeia aceasta mi-a spus, frate Cristi, te rog să mă ierți, zice că n-am ieșit nimeni la poartă. Noi când avem un timp cu Dumnezeu, noi stăm mai aici și pentru noi doar Dumnezeu a mai rămas. Când nu-ți mai rămâne în viață decât Dumnezeu, spunea cineva, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Dragii mei, știți ce i-am spus acelei femei? Nu vă cereți iertare. Nu, pentru că atunci când am intrat în unele case, nu vedeam oameni de fum. În unele case miroase a fum, în altele case miroase a invidie, în altele case miroase a bârfă. În altele case copilul într-o cameră, mama în altă, așa și soțul în altă cameră, pentru că nu miroase frumos. Dar în casa voastră miroase a cer. Eu am crezut și-mi cer iertare, eu am crezut că miroase a igrasie. Am crezut că miroase urât din cauza că plouă prin tavan. Dar în casa dumneavoastră miroase a cer. Dragii mei, știți care este durerea mea? Avem prea multe familii în România în care nu mai miroase a cer. Avem prea multe familii în România în care miroase a copii uciși. Avem prea multe familii în România în care miroase a divorț. Avem prea multe familii în România care au timp de concedii. Au timp de orice altceva. Dar nu mai au timp să stea pe genunchi. N-ați vrea de astăzi să schimbați ceva în familia voastră? Am fost binecuvântat cu o familie în care tatăl și mama ne-a chemat la rugăciune în fiecare zi. Am fost 9 copii. Știți de ce am fost 9 copii la părinți? Pentru că părinții mei n-au crescut câini și pisici. Nu? Trăim într-o lume care crește câini și pisici. Și pentru aia sunt tot mai puțin copii. N-ați vrea să investiți astăzi și să vedeți care ar fi lucrurile care ar putea aduce un suflu nou în familia dumneavoastră? Mi-amintesc de soacra mea, 12 copilași.
spuneau vecinii, măi, dar tu nu mai ai înțelepciune. Uită-te la noi, un copil e suficient. Astăzi când ne vizităm părinții și socrii și venim fiecare familie cu mașina lui și umplem strada de mașini și se umple curtea de copilași, de nepoți, știți ce spun vecinii? Noi am fost neînțelepți. Pentru că am investit în lucruri care pierd. Am investit 10 de ore pe lună într-un frigider, într-un congelator, în loc să investim în copii, în soț, în soție. Dragii mei, poate că anul acesta soțul va sta mai mult cu soția împreună. Poate că vor avea timp să-și povestească tot ceea ce au făcut în viața aceasta și să vadă nu cumva ar fi nevoie mai mult de implicarea lui Dumnezeu. Poate că pe lângă strădania de a ne medita copiii și de a investi în copii în mod material și în mod social, într-o pregătire pentru facultate, poate vom investi în copii oferindu-le cadou o Biblie. Că dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, vreau să vă spun, nu ne vor iubi nici pe noi, să știți. Oamenii când ajung sus în viață, uită de unde au plecat. Dar uitați-vă la David, ce frumos! O plecat de la oi și a ajuns împărat. A fost cu Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu. Știți ce spune David? La un moment dat David strigă în palatul lui și strigătul acesta pătrunde în fiecare încăpere. Mai este cineva din casa lui Saul? Și vă amintesc că Saul era dușmanul lui David. Dar oamenii care trăiesc cu Dumnezeu pot face bine și la dușmani. Și într-o paranteză vreau să vă spun, cea mai mare lovitură care o puteți aplica celui care v-a bârfit, celui care v-a lovit, este să-l iertați. Nimic nu-l va lovi mai tare. Închid paranteză. David a zis, este cineva din casa dușmanului meu, din casa lui Saul, la care pot să-i fac bine și să mă comport față de el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Cineva cu o voce stinsă a răspuns, veșnic să trăiești, împărate. Mai este cineva, dar nu cred că îl vei băga în seamă, pentru că este un om fără picioare, un olog. Și David a zis, aduceți-l la mine. Parcă îl văd pe Mefiboset cu capul în jos, cărat de alții, că nu erau cărucioare cu rotile atunci. Mefiboset credea probabil că va fi pedepsit din cauza că tatăl său l-a urmărit pe David ani de zile să-l omoare. Spune Biblia, puteți citi ceea ce eu vă relatez în Samuel. Și David îi spune Mefiboset, uite-te la mine, nu-ți fie teamă, nu plânge. Dragii mei, David putea să-i dea 15 hectare lui Mefiboset, dar nu l-ar fi așteptat cu nimica, pentru că Mefiboset era un om bogat. Spune Biblia că avea robi, roabe, avea slujitori, avea pământ, hectare întregi. David putea să dea 500 de talanți, dar ce folos au banii pentru un om care n-are picioare? Împăratul David a zis, Mefiboset, vreau să-ți fac un lucru, să-ți dau un cadou. Cel mai frumos cadou care pot să-ți-l fac este să mănânci la masă cu mine în fiecare zi. Dragii mei, sunt atât de surprins să văd oameni pe paginile Bibliei care stau cu ologii la masă. N-ai vrea în anul acesta să te comporți și să vezi? Am întâlnit cazuri în Oltenia. Prin harul Domnului am scos două cărți și toate fondurile care le obțin din vânzarea acestor cărți merg la cei care sunt în nevoie. Puteți găsi aceste cărți pe www.grama.ro. Miros de cer într-un vas de lut și cartea Trăi pe pământ mai aproape de cer. V-am spus lucrul acesta ca să vă motivez. Poate veți dori să vă implicați. Cumpărând aceste cărți, toți banii dumneavoastră vor merge la cei în nevoie. Dar nu trebuie neapărat să cumpărați aceste cărți. Sunt lângă noi, dragii mei, orfani neînfiați. România are 30.000 de orfani. 30.000 de copii care dorm noaptea și n-au cum să spună tată sau mamă. Și ne bate cu pumnul în piept că suntem creștini? Am ucis 19 milioane de copii din 90 până astăzi și spune că suntem creștini. Închisorile sunt pline și bisericile sunt goale. Și spunem că așteptăm un an nou. Dar uitați-vă lângă noi câți oameni au nevoie de mâna noastră. Nu v-ați întrebat, stimați telespectatori, de ce avem două mâini? Cu una primim și cu alta dăm. Cu una primim și cu alta dăm. Da?
spune în Roman 2 cu 4 că Dumnezeu ne face mult bine și bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și pocăință înseamnă Matei 25 și Matei 7. Am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Dragii mei, atât de mult m-a surprins o familie. Apropo de o familie nouă într-un an nou, o familie din Austria. M-a sunat de aceea și a spus, frate Cristi, noi avem 3 copilași și toți banii pe care copiii mei au strâns și care am strâns și noi anul acesta, puteam să-i cheltuim, că sunt unde se cheltuiești. Am scris un articol al nostru și spuneam într-o paranteză, tot ce cheltuim pentru noi, tot ce cumpărăm pentru noi, de fapt, pierdem. Tot ce cumpărăm pentru alții, investim. M-au sunat familia aceasta și au spus, frate Cristi, am hotărât să facem 80 de pachete pentru copiii din România. Dragii mei, m-am oprit la telefon și mi-a fost greu să răspund. O familie întreagă putea cu banii aceștia să facă fel și fel de lucruri, nu? Dar a spus, vreau ca împreună cu copiii noștri, o familie nouă, să ne implicăm mai mult să facem ceva. Oameni noi! Într-un an nou, am ajuns cu aceste pachete la copii în județul Mehedinți. Mărturiseau acei copii că nu au primit niciodată ciocolăți ca și acestea. Unii dintre ei n-au mâncat banane în viața lor, unii dintre ei n-au mâncat niciodată portocale. Am întâlnit un altine copil care s-a repezit și a luat o conservă în mână din cauza că era foame și a mușcat din conserva, nedesfăcută. Pentru că conserva avea etichetă, o etichetă cu carne pe ea. Și copilul a crezut că atunci când mușcă din conservă, mușcă din carne. Avea în casă doar un colț de pâine și o ceapă. N-ați vrea împreună cu familia noastră și împreună cu familia dumneavoastră să facem ceva frumos pentru România anul acesta? Să te uiți în jur, să vezi ce satisfacție. Atât de frumos mă surprind copiii mei. Tati, lucrez? Și zic, da, lucrez. Tati, dar așa e că lucrez ca să faci bani pentru copiii săraci? Și spun, da, o parte din bani merg la copiii săraci. Atât de frumos e să vezi copiii tăi că investesc în cuvântul lui Dumnezeu, că investesc în rugăciune și apoi că investesc în cei de lângă noi. Dragii mei, mă apropii de încheierea acestui mesaj. Oare ce veți lăsa ca și părinți în urma dumneavoastră? Oare ce vom lăsa ca și părinți în urma noastră? Mi-aduc aminte de un tată. A ieșit din casă. Era iarnă. A spus soției și copiilor că merge la locul de muncă și ei au crezut asta. Dar el a mers la cărciumă. În timp ce își bea paharul cu bere, bani pentru Adidas nu avea, dar bani pentru el avea. Copilul cel mai mare al lui a deschis ușa de la biert și omul l-a sărit de pe scaun. Și a zis, ce cauți aici? L-am înjurat și i-a folosit cuvinte grele. Și copilul cu lacrimi în ochi a zis, tati, te rog să mă ierți. N-am făcut altceva decât să calc pe urmele tale. Dragii mei, rămân în urme, chiar dacă zăpada trece, rămân în urme în spatele nostru. Care sunt urmele pe care vor călca copiii noștri? Ați vrea ca copilul dumneavoastră să fie un fumător, cum sunteți dumneavoastră, să fie un om care, în afară de soția care o are, mai are și pe altcineva? Ați vrea ca copilul dumneavoastră să fie un copil care face ceea ce faceți dumneavoastră? Spunea Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, călcați pe urmele mele, zăpada trece, noroiul trece, dar urmele mele nu sunt noroi nici în zăpadă. Eu calc pe urmele lui Hristos. Dragii mei, vă doresc în 2016 să investiți în cea mai frumoasă investiție numită familie. Diavolul lovește des și lovește tot mai crunt familia. Și diavolul știe că dacă va aduce un divorț, dacă un copil va pleca de acasă, lăsând un bilet și spunând, mami, am fugit cu cineva de acasă să-mi fac viață. Diavolul știe că gustul sandwich-ului tu nu-l vei mai simți, nici gustul ceaiului de dimineață. Aș dori ca în familia voastră să se petreacă ce s-a întâmplat într-o familie din America.
După ani de zile în care tata a venit acasă beat, pe două cărări, clătinându-se, avea obiceiul acesta când lua salarul totdeauna să meargă la cărciumă. Copilul stătea undeva pe trepte, mama undeva în spatele unei perdele și se uitau de la distanță. Și știau, dacă tata vine clătinându-se pe două cărări, dacă iar tata vine beat, iar vom lua bătaie? Iar ne va înjura și iar ne va blestema. Și copilul fugea de pe scări, o lua pe mama și fugeau ori în pod, ori în pivniță, ori afară în grădină. Familia aceasta, ani de zile, a avut o familie veche, deși erau an nou, nu? Fiecare an. Într-o zi, tatăl a trecut pe la o biserică în loc să meargă pe la o cărciumă. Și acolo a auzit că Dumnezeu a trimis pe fiul său să moară, ca oricine crede în el să nu piară. Unii mor și alții pierd, nu? Unii mor, deci noi toți murim, dragii mei, dar unii pierd. Moartea fără Dumnezeu e o pierzare veșnică. Moartea cu Dumnezeu e o binecuvântare veșnică. A îngenunchiat acolo în fața amvonului, în fața altarului și a zis, Dumnezeule, te rog să mă ierți. Pentru că ani de zile n-am avut niciun cuvânt de bine, numai înjurături și numai blesteme pentru familia mea. Bătăi și alte lucruri care n-ar trebui să fie într-o familie creștină, nu? Plecând de acasă, plecând spre casă, se gândea oare și de data asta se vor ascunde soția și copilașul? Ca să fie sigur că nu se ascund, când a fost la o anumită distanță, a ridicat mâna în sus și a strigat cât a putut de tare. Nu vă mai ascundeți, pentru că tatăl vostru a trecut pe la calvar astăzi. Avem nevoie de astfel de tați, dragii mei. Avem nevoie de astfel de tați. Vă doresc, stimați tați care mă ascultați, să fiți astfel de tați. Lucrarea dumneavoastră de doctorat va fi familia dumneavoastră. Nu veți merge nici cu Peugeot, nici cu Loganul, nici cu Fordul înaintea lui Dumnezeu, ci veți merge cu familia dumneavoastră. Și spunea Iosua în 24:15, cât despre mine, eu și casa mea vrem să slujim Domnului. Aș vrea să fac o rugăciune acum la final pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne-au ascultat. Aș vrea în anul care a intrat să fim oameni noi. Dragii mei, Dumnezeu nu ne dă ani în plus ca să ne mândrim că am trăit 86 de ani sau 100 sau 30. Spuneam la început și cu asta vreau să închei. Pentru Dumnezeu este important cum trăim, nu cât trăim. Că ai avut un trup sănătos și un suflet cancerigen, cu ce te ajută? Că ai avut mușchi, că ai avut o înfățișare extra, că ai avut ochi albaștri, că ai avut și ai fost. Dacă ai vizitat cele 7 minuni ale lumii și n-ai trecut pe la calvar, cu ce te-a ajutat? Sau cu ce te ajută? Aș vrea astăzi să ne gândim la Iisus Hristos, la ceea ce a făcut El pentru noi. La felul în care a coborât în lumea noastră ca să ne schimbe. Dragii mei, să știți că raiul e tot așa de frumos, chiar dacă eu sunt acolo sau dacă eu nu sunt acolo. Dumnezeu nu câștigă nimic că eu merg în rai. Dar tu câștigi totul dacă azi îl primești pe El și ajungi acolo, să știi. Haideți și vă rog, închideți ochii împreună cu mine. Noi obișnuiți să închidem ochii pentru ca să ne deconectăm de toate lucrurile materiale. Să intrăm un pic în sufletul nostru. Și vreau împreună cu mine să vă rugați și Dumnezeu să ne asculte. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru noul an în care am intrat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul Tău care ne alină inimile, Doamne. De atâtea ori, Doamne, când cei de lângă noi au avut telefoanele închise sau chiar dacă le-au avut deschise, nu ne-au ajutat. Am deschis Biblia, cuvântul Tău. Am stat la ceas de seară împreună cu Tine și am simțit că Tu, Doamne, ne-ai ascultat. Și cum spune Psalmul 20, de-ași trimis un răspuns. Împreună cu telespectatorii noștri vin înaintea Ta și cer din toată inima, Doamne, Dumnezeule, să ne dai o inimă nouă, Doamne. Să schimbi inima asta de piatră, Doamne. O inimă, Doamne, atât de crudă. O inimă atât de împietrită de multe ori, Doamne, față de cuvântul Tău. Să o schimb cu o inimă sensibilă, cu o inimă de carne.
cu o inimă curată, cu o inimă întreagă, cu o inimă milostivă, cu o inimă nouă. Apoi, Doamne, te mai rog, Doamne, din toată inima pentru telespectatorii mei, Doamne, să le dai nu pentru a pune pe omeraș, ci pentru a pune pe ei o haină nouă, o haină dragostei, o haină mântuire, o haină de insubțire și o haină halbă. Apoi, Doamne, mă rog pentru familiile care au ascultat acest mesaj, Doamne. O, Tu vezi că avem nevoie în România, Doamne, de familii în care să miroase a cer. Doamne, am vrea să punem de astăzi mai mult accent pe căminul nostru decât pe casa noastră. Am vrea, Doamne, ca Tu să binecuvintezi copilașii care avem, că sunt mari, că sunt mici. Te rog, dă-ne putere nouă ca părinți să le îndreptăm inima spre cer. Într-o lume care, Doamne, nu vrea să mai audă de Tine. Și vedem ce rezultă. Noi am vrea, Doamne, să fim familii unde pe primul plan să fii Tu. Că atunci când nu ne rămâne în viață decât Dumnezeu, vom înțelege că Dumnezeu ne este suficient. Și am vrea, Doamne, ca să spunem că Tu ne ești suficient. Că bucuria noastră în 2016 nu va depinde de ceea ce avem pe masă și de ceea ce avem în inimă. Și îți mulțumesc că astăzi am simțit mai aproape mâna Ta, am simțit mai aproape cuvântul Tău și îți mulțumesc că ne-ai atins pe fiecare. În numele Fiului Tău m-am rugat. Amin. Dragii mei telespectatori, vă doresc un an nou fericit, un an nou în care să trăiți frumos, un an nou în care să fiți confundați cu Iisus Hristos și să ne vedem cu bine în următoarea emisiune.
într-o zi m-am deșteptat, pe genunchi m-am așezat, printre lacrimi lui Iisus, tot ce mă durea i-am spus. Iartă-mi, Doamne, vina mea, lumea aceasta mi-a luat tot ce eu aveam mai spun. Dar azi ție mă predau, viața mea e în mâna ta. Dragostea a triumfat, pentru mine ai lăsat chiar coroană de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel prea sânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața mea mi-ai dăruit, viața mea e în mâna ta. Dragostea a triumfat, pentru mine ai lăsat chiar coroană de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel prea sânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața ta. Îți recunosc că mor, mă închin cu mare dor după cerul tău senin, după harul tău divin. Știu că tu ai înviat și la cer te-ai înălțat. Să-mi pregătești loc sfânt unde veșnic o să-ți cânt. Viața mea e în mâna ta. Dragostea thank you.